Eva Maria este minunea din viața noastră, este copilul dorit, este rodul iubirii noastre, este acel lucru care ne face să fim compleți. Eva a intrat de doar 3 luni în viața noastră și totul s-a schimbat complet. Când ajungi acasă după o zi lungă de muncă și vezi zâmbetul și bucuria din ochi, dispare orice urmă de oboseală și de supărare. Nu există lucru pe care să-l mai facem fără să fie și ea. Mi se pare extrem de greu la început, dar cu timpul am realizat că toți trei suntem un întreg și trebuie să funcționăm ca unul în orice ce facem. Astăzi îi urez să fie binecuvântată, să fie sănătoasă, să-și caute fericirea, să nu dezamăgească oameni, să fie corectă în primul rând cu ea, dar să nu uite să fie corectă și cu cei din jur. Îi dorim să crească frumos. Iar noi, părinții ei, ne vom asigura că va avea tot sprijinul și suportul nostru în tot ceea ce își va propune în viață. Te iubim, Eva noastră.